cei care s-au născut în semnul gemenilor, s-ar putea să aibă parte de o situație neplăcută legată de un bun material, un venit, un avantaj pe care îl tot așteaptă, pentru care fac diligențe, pentru care se zbat și care nu vine, care întârzie sau care, atenție, lucru cel mai neplăcut dintre toate, le-a fost acordat și le este cerut înapoi. Cu scuze de rigoare sau fără, cu explicații necesare sau fără, cu justificare sau fără, li se va spune că s-a calculat greșit, că s-a înțeles greșit, că s-a revizuit, că nu se mai poate, că mai ales dacă a fost vorba de o sumă de bani care trebuia plătită în tranșe, că rămân cu prima tranșă, a doua nu mai poate fi onorată. Sau, cum spuneam, să li se ceară chiar înapoi această retractare și această revizuire a unei înțelegeri. Este într-adevăr un lucru neplăcut. Îi va supăra dacă într-adevăr se va întâmpla. Între 13 și 15 februarie, nativii din semnul gemenilor vor fi plini de fantezie, vor avea curaj, inspirație, imaginație, uneori puțin debordantă sau chiar în exces, mai ales în ziua de 15 februarie, când se va produce faza de lună nouă. Această etapă poate să marcheze începutul unui proiect în lăuntru sufletului lor. Mintea lor a decis, a analizat și sunt hotărâți să o apuce pe un anume drum. Mai e nevoie de niște detalii, de niște informații și apoi demersul să fie pus în practică. Informații interesante sau situații de viață publică care îl pun pe nativ în posturi care lui îi fac plăcere, să fie puțin vedetă, să se vorbească despre el, să fie invitatul special, să se exprime în public. Ei, și aici asigur că el are destule resurse ca să impresioneze. Va fi elocvent, va fi puțin cabotin, va fi convingător, poate chiar fascinant, sau dacă are un bagaj de cunoștințe special, admirabil, va face uz de erudiția și de bogăția lui de cunoaștere, de experiența lui profesională sau de viață, așa, ca să le dea acelora o lecție și să facă și o demonstrație de forță și de valoare personală. Între 16 și 18 februarie, casa a 10-a începe să se umple de vibrații prin prezența Soarelui, a planetei Mercur, a Lunii în tranzit. Și acolo se mai află și micul benefic, ceea ce înseamnă că poți să aibă noroc la o numire, la o imagine bună, la o funcție, la o desemnare aproape neașteptată, oarecum nejustificată, poate sunt prea tineri, poate nu au vechimea necesară, într-un post de conducere, într-un for, într-un juriu, într-o situație în care statutul este, între ghilimele, de cel ales, cel desemnat, cel special. Ceea ce este bine pentru cariera lui în ansamblu, este bine și pentru sufletelul lui, pentru că vor fi măguliți, încântați, vor căpăta ceva mai multă încredere în ei, mai ales cei tineri, cei maturi vor fi un pic mai sceptici și își vor masca foarte bine bucuria interioară sub forma unei indiferențe superioare. Ei zice, da, sigur, e plăcut, dar nu, eu nu mă las copleșit de astfel de situații, eu tratez cu de la distanță, cu indiferență. Nu-i credeți pe cuvânt, nu-i luați în serios, este o figură de stil, ei de fapt vor să facă pe cei imbatabili și care nu sunt ei doborâți de un fleac de succes. Dar să vină succesul și să-i lăsăm pe ei să-l taxeze cum vor. Pentru unele persoane însă se poate vorbi de o altă situație și anume de aș vedea împlinit visul cu ochii, de a se petrece ceva de natura unei satisfacții, mai ales în plan profesional, poate și social. Să li se dea dreptate, să fie aduși, să facă, să vorbească, să spună, să decidă, să activeze în sânul unui colectiv sau în contextul unui proiect unde s-a constatat că e nevoie de el, că fără el nu se poate, ori
dacă la un moment dat a fost vorba de o controversă și el nu a fost luat în serios, nu a fost acceptat, poate chiar a fost și eliminat dintr-un colectiv, până la urmă să se ajungă la concluzia că respectiva persoană a avut dreptate, tot ca el e cel mai bine, și atunci această rechemare este ca un fel de dreptate morală, este ca un fel de cenușe pe care și-o pun aceea în cap, recunoscând valoarea acestui nativ din zodia gemenilor, pe care ei nu au știut să o identifice la timp, imediat, că l-au nesocotit, că au pierdut foarte multă vreme, ocolind și analizând tot felul de variante, în loc să accepte pe cea bună de la început a acestei persoane. Aceasta este într-adevăr o ipostază fericită, probabil că unii o vor trăi cu adevărat, chiar dacă nu va fi nota generală a tuturor celor care s-au născut în semnul gemenilor. Iar începând cu după amiaza zilei de 18 februarie și apoi ulterior 19-20, se poate vorbi de întâlniri cam suspecte cu unii prieteni. Se pot certa, se pot ciondăni, pot să aibă loc controverse, atenție, nu puneți pariuri și mai ales nu vă certați cu o serie de persoane din fleacuri. Unul pronunță un cuvânt greșit, bun, puteți să-i atrageți atenția dacă este cazul, dar puteți să depășiți această etapă la limită și pe acela are cine să-l corecteze. Nu fiți hipercorect, exigent, pedant, nu încercați să vă impuneți punctul de vedere asupra unor cunoștințe chiar cu toată forța, cu toată energia și cu toată combativitatea. Fiți un pic mai detașați, mai îngăduitori, mai relaxați și mai indiferenți. Prea multă îndârjire în relațiile cu prietenii acum, în această perioadă după 18 februarie, nu face bine deloc.